toată lumea aici, sunt cu Fabi, cu fricosul ăla care în video trecut nu putea să coboare scările și acum uitați ce spectacol face pe aici. Acum e plin de viață, Fabi. Acum poate să meargă el liniștit. Ăsta e mediul lui. Orașul îi place lui. Se uită oamenii ciudat la mine, că de ce vorbesc singur? Wow! Mamă, uitați acolo dealul ăla frumos. Uitați ce frumos e. Hai să vedem ce e acolo sus. Zici că nu suntem în Târgu Mureș, mă, sau în România. În India, da. Mamă, ce fain e. Mamă, ce fain e. Nu uitați la el. Eu urc pe bicicletă, sunt mai bătrân ca el. Și uitați la el cum urcă. Yo, câți ani ai? Are 13 ani jumate și uitați cum urcă pe lângă bicicletă. Fai. Hai. Puncte. Hai, mai, mă. Yo. Deci el urcă pe lângă bicicletă și eu urc într-o roată și cu o mână numai. Ai, copiii din ziua de azi nu înțeleg. Cu două mâini și pe lângă bicicletă. Oh. Am ajuns în sfârșit până la final. Foarte. Întoarce-te și coborâm repede, hai! Hai! Fățile, hai! Bine că nu te duci până în Reghin. Hai, în jos nu obosești. Du-te! Repede! Și sar dacă poți! Wow, ce coborâre faină! Wow, ce coborâre faină! Mere mai încolo, hai! Aha! Da! Na, în sfârșit a coborât unde am coborât și eu. Fără să trag de el. De? Nu știu. Hai. Dați un câine foarte fioros în fața noastră. Să sperăm că nu sare la noi, că nu a sărit. Așa. Foarte bine. Aici nu știm ce facem, dar trecem cumva. Și uitați scările frumoase, pe care nici eu, nici Fabi nu o să le coborâm niciodată. Și se aude ceva la bicicletă. Ce dracu, bă? Ceva e la bicicletă. Nu e la bicicletă. Bate palma. Fă cu mâna.